avem și pe Adi Mutu la telefon. Adi, salut! Bună seara! Bună seara, salut, 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 salut! Șoc la Euro, 3-0 România-Ucraina. Da, eu nu-l văd chiar așa un șoc. Până la urmă, chiar dacă erau mai bine cotați ca noi, terenul vorbește, iar în seara asta România a fost peste Ucraina. Bine, sincer, nu am văzut meciul live, dar am vorbit cu stafful meu și mi-au zis că România a jucat bine, că a fost compact și defensivă foarte bine, am jucat mai mult pe contraatac, am avut reacție, ceea ce e bine. Cred că diferența nu este de 3 goluri între noi și Ucraina, dar a fost în seara asta și asta contează. Da, nu e totuși un rezultat șocant prin prisma valorii loturilor? Asta zic, nu cred că diferența noastră dintre noi și Ucraina e așa de mare, la cum ce spune rezultatul. Dar seara asta, bine, am avut și niște execuții incredibile și portarul lor a fost puțin cu noi în seara asta. Deci e vorba de niște momente care au fost în favoarea noastră, iar asta s-a văzut pe tabelă. Asta contează, nu mai contează. Important e și cred că merită băieții felicitați și antrenorul pentru strategia pe care au avut-o, pentru atitudinea și, bineînțeles, pentru rezultat. Te așteptai totuși să începem așa în forță, Adi? Nu, așa nu. Speram să câștigăm. Mă gândeam că o să fie un meci mult mai strâns, dar uite că n-a fost așa. Da, ne vezi calificat? Nu, tocmai asta e ideea. Eu cred că acum am început bine, 3 puncte este importante, avem șanse mari, dar trebuie să fim foarte atenți, pentru că poate poți califica și cu 3 puncte, asta așa e, s-a și întâmplat. Dar șansele sunt mult mai mari acum, care că în proporție 70% cel puțin pentru locul 2, dar eu cred că ar trebui să scoatem un punct și cu Belgia și să câștigăm și cu Slovacia. Cred că asta ar trebui să facem. Eu cred că băieții pot, pentru că forța grupului pe care au arătat în seara aceasta și pe care a mizat selecționerul și a spus cuvântul. E clar că suntem pe forța grupului și astăzi ne-a cam ieșit totul, Adi, știi cum e? Sunt momente din alea în care ți iese totul. Exact. De-aia și spuneam la început, Oria, că nu cred că asta e diferența între noi și ei. Așa scor, probabil dacă mai juca de 10 ori nu s-ar întâmpla să fie rezultatul ăsta, dar a fost în seara asta, ceea ce contează cel mai mult. Da, corect. Putem, Adi, să te întreb ceva. Sincer, putem fi marea surpriză a lui Euro? Bine, eu cred că ar trebui să rămânem cu picioarele pe pământ în primul rând, pentru că dacă vom pierde următoarele două meciuri, ne desfăcăm de tot. Dar au fost și alte echipe care nu ne-au mai dat nicio șansă și s-au dovedit cam surpriză. Ultima parcă a fost Grecia. Păi asta, adică, de ce n-am fi și noi o Grecie, nu? Exact, de ce n-am fi și noi. Dar eu cred că totuși ar trebui să rămânem cumpătați și cu picioarele pe pământ. Într-adevăr, a fost un meci extraordinar, cea mai clară victorie a României la turneul european. Ceea ce nu că spune multe, dar ceea ce înseamnă spune că băieții sunt concentrați, că au intrat foarte bine montați, chiar dacă am avut două meciuri, să zic, nereușite, amicale, chiar înainte de Euro, probabil și astea a făcut să fie mult mai montați. Dar ideea e de continuitate, să continue așa. Și bineînțeles că în fotbal se poate întâmpla orice. Normal, Ucraina, cum spuneam, poate, dar pe hârtie sunt mai valoroși ca noi, așa cum spuneam și în interviu chiar la tine, Horia, sunt mai valoroși ca noi pe hârtie, dar asta nu le dă dreptul de a fi superiori. Iar în seara asta s-a și dovedit că nu e așa. Probabil și prea multe fițe și figuri și i-a costat. Da. Adi, mulțumim, te așteptăm acasă, hai, că avem treabă. Da, în seara asta plec, mă întorc, Horia. Ne vedem în studio. Hai, ne vedem că avem treabă, Belgia. Avem de luat titlul european, Adi. Haide, vino cu apă. Haide, păi ei, bine. Hai, mersi frumos. A fost Adi Mutu și uite o știre interesantă dată de colegii de la GSP, de pe din Bild. Mă rog, Bildul știi cum ele mai umflă. Așa, da, Bildul le mai umflă și auzi că titlul este The Bild un fel următor. Ucrainienii l-au dat afară pe selecționer din vestiar. Pe selecționerul reprov din vestiar. Jucătorii. Da? Așa.
Deci, ucrainienii, da. Așa, Rebrov, mă rog, zice, nimeni nu se aștepta la un asemenea rezultat și zice în felul următor. Zice în felul următor, zice în felul următor, zice, zic în felul următor ce e de la Bild. La vestiari internaționali din Ucraina, în frunte cu Mudri, cu toți, ar fi convocat o ședință de urgență între ei pentru a analiza ce s-a întâmplat pe teren cu România. Și ar fi vrut să aibă această discuție fără ca selecționerul să fie de față, astfel că l-au dat afară pe Rebrov din vestiar potrivit informațiilor jurnaliștilor nemți. Mi se pare cam duda asta, așa, cam umflată, știi? Înțelegi? Că Mudric, Zinchenko și Lunin, că l-ar fi poftit afară, pe Rebrov din vestiar. Mai sunt momente când jucătorii vor să discute între ei, știi? Mai sunt momente. Hai să fim serioși. Dar nu cred că... Înțelegi? Știi? Înțelegi? Crezi asta? Crezi asta? Da? Eu cred că-s vrăjeal. Că e vrăjeal. Uite, țin să îl felicit pe Marcel Răducanu. Și a cerut public scuze, da? Că i-a criticat pe echipa națională înainte. Și a cerut public. Da? A zis să-mi cer public scuze și nu realizez cum am putut să jucăm așa de bine, zice. Pe cuvântul meu. Dar mai are cineva curajul să-și ceară scuze? Nu știu, pe asta e. Păi uite, vezi?